Hei, salutare! Eu sunt George, îmi place să gătesc și astăzi o să gătim împreună altceva. Astăzi o să vă prezint cum facem ragu de rață. Aici avem carne de rață, este deja carne tohată de rață. Se vede după grăsimea pe care o are. Sunt circa 450 de grame. O să folosim 2 morcovi și un pic de țelină din asta frunze. O ceapă roșie și morcov. Asta a fost tot. Practic, este un sos boloniez, ca un sos boloniez, fără suc de roșii, este alb, este un ragu alb. Ce avem de făcut în continuare este să așteptăm cam jumătate de oră, durează până e gata, să adăugăm un pic de vin alb. Nu punem sos de roșii, pentru că este un ragu alb, așa îl numim, un ragu alb. După cum observați, rozmarinul nu l-am tocat pentru că va fi scos, lăsăm doar să dea aromă și apoi vom scoate din compoziție. În circa 30 de minute ar trebui să fie gata. Vin alb, un pic de chili sau ardei iute, piper, sare și este gata. Bineînțeles, cu acest ragu am ales să fac această pastă. Nu sunt spaghetti, nu sunt noodles, sunt bigoli. Este o pastă făcută cu ou.
în zona noastră și este o pastă proaspătă. Merge foarte bine cu acest ragu de rață. Practic, cele două cred că au fost create împreună. Atât pentru astăzi. Vă spun poftă bună. Dacă vă plac rețetele mele, dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii, le accept cu plăcere. Pe data viitoare! Poftă bună!